Vă mulțumim pentru acest Bună ziua, inaugurăm, nu inaugurăm, continuăm tradiția recent inaugurată a intervențiilor scurte de la început. Vreau doar să vă spun în numele întregii conducere a Uniunii Social-Liberale că astăzi, practic, am finalizat toate listele de candidați, așa încât în zona de pregătire de campanie electorală suntem în linie dreaptă. Avem echipa de campanie aprobată, principalele elemente ale programului de guvernare și, practic, de săptămâna viitoare, la momentul începerii oficiale a campaniei, vom fi și suntem în totalitate pregătiți. Ceea ce mai vreau să vă spun, am prezentat colegilor mei principalele elemente de la rectificarea bugetară și faptul că am reușit să ne ținem de cuvânt. Toate lucrurile importante pe care le-am promis la momentul preluării guvernării acesteia speciale de doar 7 luni, le-am marcat și putem să mergem în campanie cu conștiința împăcată că ne-am ținut de cuvânt și în același timp cu lucrurile pe care le propunem pentru următorii 4 ani. Mâine va fi o nouă ședință de guvern, deoarece miercuri are loc în Parlament discursul președintelui Parlamentului European, domnul Schulz. Și ca să închei, USL-ul este pregătit de campanie, este pregătit să câștige alegerile și este pregătit să guverneze în următorii 4 ani în baza votului exprimat de către români. Dacă sunteți de acord, cred că trecem direct la întrebări. Da, să separ eu întrebările punctuale legate de candidatura mea, să fac o scurtă informare, un calup separat ca să nu ne complicăm și să rămână cineva nesatisfăcut dintre întrebători. Candidez la Senat la Teleorman și vreau să precizez în legătură cu această candidatură și cumva și cu discuția publică extrem de intensă care văd că s-a născut, 3 lucruri. 1. Este dreptul fiecărei formațiuni politice, alianță, partid, candidat, să decidă într-o competiție electorală unde candidează. Nu confundăm alegerile parlamentare, nici cu alegeri locale, nici cu alegeri prezidențiale. Fără îndoială că în cazul unui președinte de partid trebuie să intre în calcul nu doar interesele sale strict în calitate de candidat, ci ansamblul construcției politice din care face parte. Și în sensul acesta avem o lege în vigoare, o lege electorală, care necesită calcule extrem de complicate. Reamintesc faptul că împreună cu Victor Ponta am inițiat și am susținut noi și toți colegii noștri din Uniunea Social-Liberală din Parlament un proiect de lege electorală simplă, clară și dreaptă. Legea votului uninominal pur. Ea a fost blocată, oprită de către Curtea Constituțională la solicitarea Partidului Democrat Liberal sub pretextul absurd de neconstituționalitate. Evident, nimic din Constituția României nu împiedica să desfășurăm alegerile sub o astfel de formulă și nu putea fi neconstituțional sau nedemocratic un model electoral care este consacrat în state cu democrație indiscutabilă și consolidată. Curtea Constituțională, majoritatea ei, care este, ca să spun așa, armata de casă a lui Traian Băsescu și a intereselor pedeliste, a făcut ca alegătorii români să nu aibă o astfel de lege care ar fi simplificat spectrul politic, ar fi conferit majorități solide și ar fi dat, în orice caz, un rezultat foarte clar și la nivelul fiecărui colegiu. În sensul că cel pe care cetățenii l-au așezat în fruntea preferințelor lor exprimate prin vot, lua și mandatul. Nu e dar vina noastră că avem o lege electorală complicată și adesea perversă și în sensul acesta este obligația pragmatică de a face toate calculele referitor nu doar la un candidat. Eu puteam candida foarte bine în
orice loc, în orice colegiu din România, cu excepția județelor Harghita, Covasna, în București, fără niciun fel de îndoială. Reamintesc faptul că eu am candidat în București în 2008, atunci când contextul politic nu era favorabil Partidului Național Liberal și când alții plecau din București. Reamintesc faptul că în orice sondaj publicat sau nepublicat, pe întrebare deschisă, am o intenție de vot la prezidențiale de peste 30%, în București de peste 40%, și ca atare nu soarta mandatului meu era în discuție în București sau în altă parte. Dacă cineva crede că e îndreptățit să folosească formula a fugit din București, o poate folosi. Sunt deja imun la revărsarea de ură, de calomnie, de insultă care îmi este adresată de toată echipa binehrănită a propagandei băsiste, așa încât o formulă în plus nu mai contează. Reamintesc însă faptul că nici preopinenții n-au reușit să desemneze un candidat după diverse încercări, mai mult sau mai puțin hazlii, și că deci nu acesta este motivul pentru care am optat pentru Teleorman. 2. Aș vrea să le transmit public imbecililor care insultă în masă toți cetățenii din Teleorman, prezentându-i ca pe o masă amorfă de oameni manipulați și fără opțiuni politice, aș vrea să le reamintesc și să le spun foarte clar că toate alegerile de orice fel au dovedit că cetățenii din Teleorman, ca toți ceilalți cetățeni ai României, au opțiuni politice diverse. Nu uitați de pildă că, în ce privește Partidul Democrat, una din vedetele acestui partid, domnul Adrian Videanu, a pornit din Teleorman, deci au avut niște voturi acolo. Aș vrea să spun foarte limpede că, deși Partidul Social Democrat este categoric cel mai puternic partid în Teleorman, asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal este slab. Partidul Național Liberal are în Teleorman și are de peste un deceniu una din cele mai puternice organizații. Partidul Național Liberal s-a situat în anul 2004 pe locul întâi între organizațiile liberale ca număr de primari și ca număr de voturi. Partidul Național Liberal din Teleorman este singura organizație județeană care la ultimele trei alegeri locale, 2004, 2008, 2012, a avut cel puțin 25 de primari. În 2008, Marin Almăjanu, liderul organizației locale, a câștigat colegiul cu peste 60%. În 2009, candidat la președinție, am avut un scor foarte bun în luptă cu PDL-ul, cu PSD-ul, cu candidații lor în Teleorman. Am mai fost parlamentar în Teleorman și sper, cu ajutorul votului cetățenilor de acolo, să mai fiu. Puneți, vă rog, la punct informația și nu mai dați, cei care o faceți, informații false. Așa cum 4 ani de zile oameni nenumărați au mințit în legătură cu rezultatul meu din colegiul 1, din sectorul 1 în 2008, susținând că am ieșit pe locul 3, când de fapt eram pe locul 2. Acum e o nouă minciună, văd propagată cum că nu am schimbat de fiecare dată colegiul. Nu, am avut 2 mandate în continuitate în cariera mea politică până acum, am avut 2 mandate consecutive în județul Tulcea, de unde am pornit în cariera politică, și am avut 2 mandate consecutive în București. La Teleorman am mai fost și mai merg acum. Al treilea lucru este legat de Liviu Dragnea. Eu nu mă duc la Teleorman pe voturile lui Liviu Dragnea, după cum nici Liviu Dragnea nu candidează pe voturile mele. Mergem amândoi și împreună, fiecare cu voturile lui și împreună cu voturile Uniunii Social-Liberale. Da, există o simbolistică și este unul din argumentele care m-au determinat la această candidatură. Faptul că președintele Partidului Național Liberal și secretarul general al PSD vor candida împreună, vor angaja unul ca senator, unul ca deputat în același colegiu, în fața acelorași cetățeni, tot ceea ce înseamnă programul nostru de guvernare și tot ceea ce înseamnă proiectul nostru pentru România, este un semnal, sau vrem să fie un semnal, de soliditate a Uniunii Social-Liberale și de durată a ei. Un semnal că această Uniune este construită nu doar ca să câștige niște alegeri,
ci ca să guverneze cel puțin 4 ani România spre binele românilor și pentru îndeplinirea unui program pe care l-am anunțat și îl vom anunța în detaliu. E, pe de altă parte, un semn de solidaritate a mea cu Liviu Dragnea, pentru că Liviu Dragnea, ca și mine, ca și Victor Ponta, ca și alții dintre noi, a fost, este de câteva luni cel puțin, ținta uneia dintre cele mai intense campanii de denigrare, de calomnie, o campanie care a făcut, după cum știți, și va face agenda în continuare pentru preopinenții noștri. Împreună cu Liviu Dragnea, împreună cu Victor Ponta, cu Radu Stroie, cu Eduard Helvic, Daniel Constantin, am gândit din germene proiectul Uniunii Sociale Liberale, ne-am luptat și ne-am dedicat cea mai mare parte a activității noastre politice în ultimii ani acestui proiect, l-am adus până aici și sunt solidar și în sensul acesta nu am niciun fel de rezervă și dimpotrivă doresc să facem din asta un lucru simbolic, să candidez împreună cu Liviu Dragnea în acest colegiu. Un ultim lucru. Celor care încearcă, fără să se lămurească de faptul că n-au succes, să înlăture din electoratul liberal, să spună din nou povestea direcției greșite în care Crin Antonescu duce Partidul Național Liberal și celor care țipă acum ca puși pe jar că eu plec din București unde este electoratul, tot electoratul Partidului Național Liberal și merg la țară unde nu sunt liberali, le reamintesc un lucru. Dacă vă uitați pe rezultatele alegerilor din 2008, veți vedea că zdrobitoarea majoritate a parlamentarilor liberali s-au ales în colegii rurale. Partidul Național Liberal, în frunte cu președintele de atunci și premierul Călin Popescu Tăriceanu. Zdrobitoarea majoritate în colegii rurale. Pot să afirm și o fac că sub președinția mea, Partidul Național Liberal a revenit în orașe la alegerile prezidențiale din 2009, la alegerile locale din 2012 și vom vedea acum la alegerile parlamentare. Cetățenii României au drept de vot egal, cetățenii României au demnitate egală la țară sau la oraș, la Teleorman sau la București, iar liberalismul, programul Partidului Național, politicile Partidului Național Liberal nu s-au adresat niciodată doar celor de la oraș, pentru că primele două valori ale liberalismului, libertatea și proprietatea, sunt întru totul și în mod egal necesare și dorite și de cetățenii din mediul rural ca și de cei din mediul urban. Candidând într-un colegiu care cuprinde un municipiu, reședința județului Alexandria și cuprinde și un număr important de comune, cred că pot să transmit același mesaj, cred că pot să fac aceleași politici, cred că pot să fac aceleași angajamente ca și în centrul Bucureștiului. Mulțumesc foarte mult! Eu cred că împreună cu domnul Ponta am transmis toate semnalele posibile de solidaritate. Și cred că nu vă îndoiți nici dumneavoastră. Puteam de bună seamă să candidez împreună cu domnul Ponta la Târgu Jiu sau la București sau oriunde vreți dumneavoastră, cu excepția, repet, județelor Harghita și Covasna. Am spus de ce în Teleorman și nu mai reau. Așa cred, așa cred, sigur, alegătorii decid. Și că legea electorală dă uneori niște rezultate perfide. Rezultă de aici că ați făcut niște calcule și că în București ar fi fost un mare risc pentru dumneavoastră? Nu este vorba de riscul meu personal și eu vă spun de pe acum că în București cred că vom câștiga toate colegiile. Pe colegiul singurul despre care eu am anunțat ceva, cel din sectorul 3, Senat 5 din sectorul 3, acum mi se pune în spate sectorul 6, vorbesc cu unii prostii, dar în fine, pentru asta sunt plătiți. Eu n-am vorbit nimic de sectorul 6 niciodată. Acolo va candida profesorul Daniel Barbu și sunt cât se poate de sigur că va obține, cum vor obține probabil toți candidații noștri, peste 50%. E vorba de un calcul de ansamblu. Și este vorba de un calcul de maxim pragmatism. Nu pentru Crin Antonescu, pentru Liviu Dragnea sau pentru Victor Ponta,
ci pentru ansamblul și maximizarea numărului de mandate în condițiile acestei legi. Că dacă aveam o lege așa cum am dorit să o facem și cum am făcut-o și a fost blocată la Curtea Constituțională, era foarte simplu și era foarte corect. Nu, pentru că dacă în anul 2008, când contextul politic era defavorabil Partidului Național Liberal, când din București se pleca, eu m-am bătut în București, am pierdut locul întâi la câteva sute de voturi, am obținut 30% procentual în vreme ce procentul partidului a fost 18% la nivel național, cu atât mai mult eram încurajat să candidez în București acum, în 2012, când, vă repet, sunt toate sondajele făcute și pe București, v-am invocat și sondajele de intenție de vot la prezidențiale și toate sondajele privitoare la Uniunea Social Liberală. M-am speriat o clipă crezând că nu ați înțeles unde candidez eu. Mircea Diaconu nu candidează. Mircea Diaconu a fost o decizie a domniei sale și dacă îmi dați prilejul, aș vrea să spun foarte iute două lucruri. Unu, că îi mulțumesc și cred că îi mulțumim toți lui Mircea Diaconu pentru prestația sa ca senator, pentru gradul de implicare extrem de intens, extrem de onestă în bătălia politică atunci când ne-a fost mai greu și să-i mulțumim pentru faptul că domnia sa acum nu a mai candidat, deși ar fi fost o chestiune de decis într-o instanță dacă are sau nu dreptul să candideze, pentru a nu periclita, în cazul unui verdict nefavorabil, șansele într-un colegiu care putea rămâne fără candidat, dacă ea era respinsă candidatura și, sigur, dreptul de a fi reprezentați la urne și așa mai departe. Al doilea lucru este că asistăm la una dintre cele mai mari nedreptăți care se face unui om profund cinstit, care se face unui om care a respectat în permanență legea și care este poate exemplul cel mai strigător la cer privitor la modul în care o instituție a statului, ANI, Agenția Națională de Integritate, este o instituție partizană și represivă în slujba lui Traian Băsescu și a PDL-ului. Eu sper în fiecare zi de luni că este quorum. Vom fi acolo și vom vedea. Am discutat pentru orice eventualitate cu Dan Radu Rușanu să conducă ședința Senatului, pentru că eu voi merge la Alexandria să depun candidatura și depinde de modul în care ne încadrăm în acest program. Președinte, sunt aici la PSD și copreședinte USL, vă rog. Sigur că da. Nu, stați un pic, dincolo de... Așa întrebarea și a răspuns v-am dat. Corect, am Doi. Așa cum am anunțat, încă de la momentul preluării guvernării la începutul lunii mai, acesta a fost un guvern special, un guvern cu un mandat până pe 9 decembrie, un guvern care, sigur, în mare parte a și încasat cele mai puternice lovituri de la președintele Băsescu, de la PDL, de la sistemul care îl ajută pe domnul Băsescu, pentru că e miza foarte mare a alegerilor. Din acest motiv, un ministru cum e domnul Diaconu, de exemplu, a trebuit să plece, un ministru cum domnul Marga, a trebuit să plece domnul Cepoi, oameni care au fost loviți doar pe criteriu foarte clar al faptului că avem alegeri pe 9 decembrie și atunci orice se făcea rău guvernului prindea bine domnului Băsescu și PDL-ul. În același timp însă absolut toți miniștrii, absolut toți, au știut foarte bine de la început că după 9 decembrie, în cadrul USL, în primul rând, eu îmi doresc o altă structură guvernamentală.
nu doar o schimbare de oameni. Vreau o altă structură guvernamentală, cred că structura actuală moștenită nu doar de la PDL, moștenită de la celelalte guverne anterioare, este o structură care trebuie remodelată și în funcție de modul în care gândesc această structură a guvernului, o voi discuta cu cei trei parteneri de coaliție. Vom face întâi structura guvernului, după care, în mod sigur, voi propune și cei care se ocupe portofoliile. Ceea ce pot să vă asigur de acum este faptul că, așa cum de altfel am respectat și la actualul guvern, există acest echilibru între Alianța de Centru-Dreapta și Alianța de Centru-Stânga ca și reprezentare în Parlament, adică același număr de miniștri. Însă, care vor fi portofoliile și mai ales cine va ocupa aceste portofolii, voi discuta cu ceilalți parteneri, sunt decizii politice, evident, propunerea mea aparține mie ca șef al guvernului și evident că vor fi colegi care vor continua, colegi care nu vor continua. Da? Asta înseamnă că deciziile le luăm conform acordului între cei, sigur, suntem cei doi copreședinți, dar conducerea USL-ului presupune toate cele patru forțe politice. Nu am discutat de portofolii împărțite între noi, pentru că nu îmi place să vorbesc de pielea ursului din pădure. Ursul din pădure, și anume câștigarea guvernării, se face prin votul românilor pe 9 decembrie. Evident că de data aceasta am mult mai mult timp decât am avut în aprilie, când a fost o surpriză, chiar și pentru noi, preluarea guvernării. Și evident că acum, pe baza ceea ce am învățat în aceste 7 luni, pentru mine au fost 7 luni extraordinar de grele, dar în același timp de utile. Știu mult mai mult, sigur, nu era prima dată când mă aflu într-un guvern. Am mai fost ministru de încă 2 ori înainte. E prima dată când sunt prim-ministru. Sigur că am învățat mult mai mult despre ce înseamnă conducerea unui guvern, despre ce înseamnă obiective fundamentale și îmi va fi mult mai ușor. Plus că facem o echipă pe 4 ani. E o mare diferență față de echipa pe 7 luni. În colegiul 5, sectorul 3. Sectorul 3. Domnul Daniel Budurescu, deputat în această legislatură. Eu vreau să fac o singură adăugire asta cu Bucureștiul. În primul rând, sunt cel puțin 3 miniștri în funcție și la ministere importante. Domnul Corlățean, ministrul afacerilor externe, domnul Dobrițoiu, ministrul apărării, și doamna Andronescu, ministrul educației, care toți 3 candidează în București. 2, ca să... Sigur, pe mine nu m-ați atacat atât de tare ca pe domnul Antonescu, pentru că era cu atât mai absurd atacul. De ce nu plec din colegiul meu la domnul Antonescu? De ce pleacă la mine? De ce nu plec? Asta e exact ca în chestia cu bască fără bască. La mine era de ce am bască? Domnul Antonescu, de ce n-are? Eu nu plec din colegiul meu dintr-un motiv foarte simplu. N-am candidat niciodată în altă parte decât în Gorj la Târgu Jiu. N-o să candidez niciodată în altă parte decât acolo. Și am marea șansă prin funcția pe care o am ocupat-o de a putea să spun pe puncte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce am făcut împreună cu primarul de Târgu Jiu pentru acei oameni. Am văzut colegii de la PDL sunt un pic mai pricinoși. De ce vine președintele Parlamentului European la Târgu Jiu? Nu vine să mă ajute în campanie pentru că mulțumesc târgujienilor, nu e nevoie să mă ajute cineva în campanie. Vine pentru că l-am invitat dincolo de un proiect european. Vreau să promovez ceea ce reprezintă o comoară a României, și anume Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, și pot să fac lucrul ăsta aducând personalități importante ale Uniunii Europene. Eu nu le-am arătat Casa Poporului, cum le-a arătat PDL-ul, Palatul lui Ceaușescu. Eu vreau să le arăt operele lui Brâncuș, fiecare după mintea și posibilitățile personale. Evident că mi s-a părut absolut ridicol după ce ți-au venit colegii aici la București și eu i-am primit și pe domnul președinte Barroso și pe ceilalți prim-ministri și toată lumea a tratat foarte frumos.
Dar de ce vine președintele Parlamentului European la Târgu Jiu? Mă rog, oameni serioși și în vârstă dau în mintea copiilor în ultimul timp. Ideea următoarea. Până la urmă însă, ceea ce trebuie noi să facem în 2013, trebuie să stabilim un sistem electoral corect. Sistemul electoral actual este un sistem incorect, care dă multe greșeli și multe, până la urmă, rezultate ciudate, ca să nu spun așa, și este un sistem electoral pe care Partidul Democrat Liberal l-a criticat și pe care l-a ținut în viață. Pentru că anul acesta, v-a reamintit domnul Antonescu, noi am vrut să schimbăm sistemul electoral și PDL-ul n-a vrut să-l schimbe. S-au dus la judecătorilor de la Curtea Constituțională și au spus că nu e constituțional. Dar de ce e constituțional să se aleagă uninominal primarul sau președintele de Consiliu Județean și nu e constituțional să se aleagă deputatul? Mă rog, cunoașteți. Sistemul actual electoral este vina Partidului Democrat Liberal care ne-a împiedicat la Curtea Constituțională după ce Parlamentul a adoptat o lege bună, ne-a împiedicat să îl schimbăm. Acum, că nu le place, că de ce merge domnul Antonescu la Tellerman, de ce merg eu la Gorj, domnul Blaga mai avea puțin și ieșea din harta țării, candidat în Serbia. Doamna Udrea pe la Cernăuți. Mi se pare absolut ridicol această discuție și da, cred că votul fiecărui om din Târgu Jiu, ca și din Alexandria, ca și din București, ca și din Brașov, ca și din Miercurea Ciuc sau din Sfântul Gheorghe, este egal. Și Parlamentul trebuie să reprezinte toate zonele țării și toate categoriile sociale. Domnule Constantin, cum s-a primat candidatura doamnei Angel? Doamna Angel va candida din partea Partidului Conservator, din partea USL, pe un colegiu de senat în județul Dorj. Da. Și domnul Giurescu... Dolj, Dolj. Domnul Giurescu, așa cum știți, în sectorul 4... Nu mai fă confuzia între Dolj și Gorj, te rog că mă simt atacat personal. Și ce e din Dolj? Nu, nu va candida la aceste alegeri, dar sper să candideze și să rămână în echipă. N-am avut ocazia să am neînțelegeri cu doamna Șandru pentru că n-am vorbit. Dar în rest, noi n-am avut niciodată neînțelegeri, dacă mi-aduc bine aminte. Păi. Dați-mi voie să prezint lucrul ăsta la momentul oportun. Repet. Pe acolo. Vă rog. Pentru că la acel moment, asta intenționam, am văzut că se invocă declarația mea care vorbea despre colegiul domnului Blaga și despre o eventuală confruntare electorală, de parcă eu l-am convins pe domnul Blaga să plece de acolo, adică faptul că o astfel de confruntare nu mai are loc, nu e, chiar nu e decizia și nu e vina mea. Și acum am să vă mai spun ceva. Astea sunt niște lucruri neserioase. Să știți că eu nu l-acuz pe domnul Blaga și nu l-am acuzat niciodată de faptul că a plecat din colegiul în care era înainte. Dumneavoastră nu veți putea da niciun exemplu, nu găsiți, de asta nu puteți să-l dați, nu găsiți niciun exemplu în toată istoria electorală a țărilor cu sistem de vot uninominal în care liderii a două partide să candideze unul contra altul în același colegiu. Există colegii tradiționale, FIFOR, al unor, al altora, niciodată. Liderul conservatorilor n-a candidat contra liderului laburiștilor în același colegiu. Nici în Franța, nici în Germania, nicăieri. Deci, într-un context politic în care e clar că nu-i mai era favorabil să candideze la București, domnul Vasile Blaga, ca și alți lideri PDL, au căutat alte colegii. Este normal, nu i-a incriminat nimeni pentru asta. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care ne vorbea de dilema de a candida la București sau la Iași, a sfârșit prin a candida la Arad. Nu i-a acuzat nimeni pentru asta. Ceea ce însă ne face să evocăm asta e campania pe care
cu accente de isterie. Dumneavoastră știți bine asta. Au dezlănțuit-o unii atunci când e vorba de Antonescu. De parcă Antonescu ar fi primul lider de partid care nu candidează în București. Păi vă reamintesc faptul că și Traian Băsescu nu era lider de partid, dar ultima oară când a candidat, a candidat la Vaslui în Parlament. Ceea ce l-a împiedicat după aceea să devină primar al Bucureștiului, președinte al României. Că Adrian Năstase, Mircea Geoană, Călin Popescu Tăriceanu sunt oameni care au candidat în diferite locuri și în colegii altele decât în București. Deci nu am spus altceva atunci decât că intenționez. Asta am și făcut. Între timp, repet, în condițiile acestei legi, nu în ce mă privește, ci în ce privește maximizarea numărului de mandate în general și peisajul general al alegerilor, am luat o altă opțiune. Eu am comunicat motivele, restul, evident, comentariile nu vor conteni, iar ceea ce spuneam că este revărsarea deja necontrolată de ură, de insulte, de calomnii la adresa noastră, de acolo de unde vine ea, va continua toată campania. N-am nicio îndoială și nici o speranță. Da, dacă domnul Vasile Blaga ar fi rămas, aș fi rămas. Dacă, știți, până mâine noapte mai are timp. Nu, este dreptul lor. Nu-l cunosc pe contracandidat, îl tratez cu respect, cu corectitudine. N-am de gând să fac o campanie cu atacuri la persoană, îl socotesc un om respectabil, repet, nu-l cunosc, dar pornesc de la această premiză. E dreptul PDL-ului să schimbe candidații cum dorește. E o bătălie, e normal ca fiecare partid să facă toate calculele posibile. Vă mulțumim foarte mult și ne vedem în campanie, nu? Sau când? E săptămână? Nu, încă nu. Am putea lua. Încă nu. Săptămâna viitoare încă fără campanie. Mulțumim, la revedere. Mulțumim.